Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe la cariera mirobolantă cu Forest Green! Astăzi avem super meci cu Standard Liege în Europa League pentru început și după aceea nu știu exact ce o să jucăm, dar o să jucăm noi ce vă dați seama. Standard, pe primul loc, aparent au făcut 2-1, noi am reușit doar un 1-0 și au dat două goluri și pe primul loc, că sunt mai șmecheri ei. Oricum, avem aceeași echipă de titulari în teren, încă niciun indisponibil din fericire. Chiar mă mir, cum de dracu nu s-a accentat nimeni momentan. Surprinzător, știu. Oricum, jucăm acasă acest meci cu echipa din Belgia. Stantel în atac acolo, evident, Junior Talisca, De Santis în Didi și apărarea cea clasică și hai să începem meciul, bă, cu Standard Liege. Mamă, ce mișto, jucăm la apus, bă. Nici e tare asta. Cred că e prima dată când se întâmplă lucrul acesta aici în măreața competiției Europa League. Bine, pe total nu cred că am mai jucat pe vreme din asta. Sau nu mai țin eu minte cel puțin. Ce bine arată stadionul așa, bă. Ei, asta da, parcă îți dă un feeling mai frumos. Iată și echipa lor, bă. Cine dracu se află aici? Unul cu nume imposibil, pe acolo, Agbo, Lamas, Monte, n-am auzit în viața mea de băieții ăștia. Dar ce mai contează, mă, băieți? Hai să începem partida! Meciul 2 din Europa League din grupe. Trebuie să obținem neapărat și acum 3 puncte. Facem 6. Vreau să avem numai victorii în acest sezon de Europa League. Să câștigăm, bă, numai cu victorii. Sau ne învingi măcar. Hai că poate merge și un egal pe acolo. Cine dracu știe. Pasă bună. Este Talisca către Vinicius, înapoi la Talisca. Talisca acolo cu șutul cu stângul pe lângă poartă. Finesurile nu mai merg. Peciul a fost lansat și finesurile aparent nu mai sunt ce au fost. Scapă Gepeno acolo, pasă bună și este ocazie mare. Butland apără însă din unghiul ăla, nu era destul de... nu era foarte greu să aperi. Ia să revedem faza. A fost offside însă, ok, am înțeles, dar totuși să-l apreciem pe Butland, chit că n-a fost atât de wow intervenția lui, că n-avea la unghii închis. Hai să vedem ce scoatem din faza asta. Hai de Santis, pasă bună, Telin acolo. De ce cu dreptul? De ce cu dreptul? Piciorul stâng nu-ți mai trebuie, Telin. Am văzut asta și la, cum îl cheamă, Talisca în episodul trecut. La fel făcea și el. Vine acolo Telin către Stan, să vedem ce putem scoate pe faza asta. Se duce a Telin, bă, cum a pus-o la piciorul? Era gol aici, bă, gamiaș. Bă, ce trist, ești nebun la cap. Bine, Pavard. Hai să vedem aici o pasă bună, Pavard. E și fundaș bun și pasator bun. Vinicius către Stan. Stan bagă. Opa. Nu, am dat prea tare. Am dat prea tare, portarul a ieșit, am apăsat prea tare pe șut și s-a dus la dracu mingea. Normal. Normal. Pasă în centru bun. Hai că a mers bine pasa. O dă și Stan ca lumea. Se duce Telin peste acolo, cam întârziat, și o dă prea sus. Iese portarul să spir. Trebuie să ne vedem chestia asta. Văreador, reloare! Ia mă să vedem aici ce se întâmplă. Telinu vrea să dea cu capul, nu? Nu, a dat, cu capul în pieptul lui. Bă, frumos, mamă ce cap în piept i-a dat. Zidane, Stan nu mai e Zidane, Telin e Zidane. Talisca acum pasa, n-ajunge unde trebuie, ba da, ajunge la De Santis, stai că e bine. Până la urmă se duce, Stan pasă superba lui Vinicius. Stan rezistă, pasă în spate, șut De Santis, la Ifis. Ce frumos! Ce frumos, bă, dar chiar jucăm atât de prost, mă, pe bune. Cu capul acolo sare în Didi sau Sterling, nu știu. Însă avem din nou corner, a fost deviată mingea. Bate Talisca. Oh, Stan acolo. Mă și Miran s-o dea. Ok, Telin recuperează. Talisca la minge, Talisca cu șutul, Talisca cu golul. Golazo de la Anderson Talisca, bă, cel mai bun transfer al acestui sezon, fără doar și poate. Super Talisca, bă, de fapt, e la trântă cu Pavard, ce-i drept. Pavard în defensivă este, bă, e stâlp acolo, mă, nu trece nimeni de el. Când e pe partea lui, fug adversarii. Talisca însă este cel mai bun jucător ofensiv. Iată, ce șut! Ce șut! Până acum, sincer, Talisca mi se pare omul sezonului. E bună dreptate, omul joacă fantastic. Ok, hai să nu dăm spații ăstora. Pavard pune bine piciorul și le întrerupem un pic atacul. Pavard trebuie să iasă acolo și să dea cu capul. Foarte bine, Pavard. Încă o dată, omul ăla ne ține apărarea, bă, întreagă. Vine și pauza, oameni buni, într-un final. Și haideți noi să vedem dacă putem modifica ceva. Avem 1-0 în acest moment. De Santis este puțin obosit. Am putea să-l băgăm pe Pjanic. E mai bun decât el. A făcut 82. De Santis a făcut 82, avea 81 înainte de meciul ăsta. Nu înțeleg. Cum funcționează jocul ăsta? Am padu 81, a făcut și el. Va intra Nistrom, intră și Pjanic. Eu zic, ok, Pavard. Avea 84, a făcut 85. I-au crescut jucătorii în timpul meciului, bă. Aia da. Genial. Stan, Telin, Stan din nou, Vinicius. Superb acolo în care o mingea Telin în portar. Telin, Te-a Telin. Ești dobitoc, băiete. Ce-a fost asta? Namila suedeză însă recuperează. Doamne, cum să dai în portar de acolo, băiete?
în fața lor, minge bună către Anderson, Talisca, Finesse, îl dărâmă pe barbetă la bă. Ne dă Talisca frumos în gură, îmi place. Hai mă, Fluier odată, arbitre, Fluier odată, ești împit. Pjanic pierde posesia, însă Fluier, arbitru ăla pe cale liberă spre poartă. Trească arbitru, senzațional, am și un noroc odată în viață. Bun, câștigăm meciul, oameni buni, 1-0. 1-0 din golul lui Talisca, care probabil va fi omul meciului, că a jucat foarte, foarte bine, 9.3 pentru acesta. Nistrom intră, 7.3, mai bun decât în Didi. Nistrom joacă foarte bine când îl băgăm. Desant, 7.4, Pjanic din nou a intrat, n-a făcut nimic, nu prea-mi place. Telin cu pasa de gol, 9.3 și pentru el. A jucat bine, dar a ratat. În celălalt meci, un egal, bă, un egal între Admira Wacker și Dinamo Zagreb. Nici nu puteam să cer mai mult, sincer, să ne stabilim acord. Dacă mai câștigăm două meciuri, suntem calificați. Și foarte posibil să facem acest lucru, evident. Dar vreau numai și numai victorii în Europa League. Vreau să avem super parcurs, bă. Super, super parcurs. Oh, Nistrom și Prado au crescut din nou în overall. 66, respectiv 69 overall. Prado crește foarte repede. A crescut deja 7 puncte, bă. Și nici nu cred că suntem la jumătatea turului, măcar. Băiatul ăsta este un monstru. Și Nistrom la fel începe și el. Coc, nu pot să cred. Coc, acceptat, acceptat să se ducă. Fii atent, va pleca la Cruzeiro în Brazilia. Bă, se rezolvă un transfer la jucătorii ăștia, ești nebun la cap. Vom simula acum meciul cu Brighton, care se află la retrogradare, bă, pe locul 18, băieții ăștia. Și ar trebui să învingem, zic, chit că jucăm în deplasare. Andone nu mai e titular, nu avem de ce să ne temem. Nu e așa, băieți? Nu e așa. Ok, Talisca gol 1-0. Talisca din nou 1-0 ne aduce victoria. Talisca este cel mai bun jucător al momentului. Până la urmă nu o să mai modific nimic în echipă. Am vrut să modific câte ceva pe acolo, dar chiar nu prea am ce. Oricum, meciul cu Chelsea, hai să vedem noi dacă îi putem bate, să batem recordul ăsta negativ din campionat. Chit că am câștigat mai devreme în simulare, dar în meciurile jucate nu prea facem mari victorii prin campionatul ăsta. În afară de cea cu City, nimic. Ne întoarcem la această ploaie magnifică. Iată-l pe Kante, normal, în teren. Probabil băieții din nou joacă cu toți titularii și sper să scoatem totuși un rezultat bun. 1-0 Talisca, n-ar fi deloc rău să fie așa în toate meciurile de astăzi. Vinicius întoarce, centrarea este deviată, iese Kepa fără probleme, prinde. Am o Jonathan în tahă la cât e pe lângă Stanis, nebun, și Stan nu-i cel mai mic din echipă. Aia e problema. Morata, Kante, am înțeles, cam aceeași echipă, l-a luat pe Draxler. Asta e noua adiția lor, Hazard încă e rămas la echipă, în bandă cred că e Willian sau Cuadrado, unul din ei. Dribling-uri acolo de la Morata, trece al dracu mort, Pavard nu poate să blocheze. Bă, aici n-a avut ce să facă Pavard, a încercat, a sărit în fața balonului să scoate Butland. Butland revine aici în Premier League, bă. Ai, Willian ăsta. Willian, unde o dai, unde o dai, unde o dai la Draxler, centrale bună, Pavard! Ai de capul meu! Lolo, da plumul ăsta, serios! A jucat impecabil tot sezonul și uite ce face. Nu pot să cred ce am văzut, deci nu pot să cred ce am văzut. Sunt efectiv șocat de... Ce-a... Cum? Pavard! Pavard! Reluare! Hai, Pavard, să te vedem de aproape așa, să vedem ce-ai putut tu să faci aici. În slow motion vreau să te văd, în slow motion. Și-a dat cu piciorul în gură, și-a dat cu piciorul în gură, Pavard. Dar și-a dat cu piciorul în gură. Ce și-a dat cu genunchiul în gură, mai bine zis. Bravo, Pavard. Poziție de mare campion. Poziție de mare campion, Pavard. Ești extraordinar, Pavard. De Santis. Bine acolo, băiete, pasă către Telin. Hai, Telin, nu le n-ai voie să ratezi pe asta. Telin în fața lui Kepa, dau pe lângă. Ratez 1-1 cu portarul. Bravo, cuicule. Genial. Apără Kepa. Am întârziat prea mult șutul ăla. Prea mult am întârziat șutul ăla, că cam aș pel de șut. Hai acolo un Didi cu... Am încercat eu cu un Didi să dau. Vinicius, De Santis! N-a mai dat pară, De Santis! De Santis dă gol, nu dă pară! Bă, ce-i asta, bă? Ce-i bă asta? 1-1 până la urmă, după ratarea aia monumentală, vine golul. Mulțumim, De Santis, că ne-ai scos din mocirile în care ne-am afundat în acest meci. Foarte bine Vinicius acolo cu devierea, la limită să-l atingă pe la, bă, aproape. Am avut noroc. Bine, Telin, bine, Telin. Pressing cu 3 oameni, bă. Pressingul cu 3 oameni dă roade. Minge la Vinicius. Telin către Stan trebuie. Bă, nu mai joacă nimic Telin și Stan, ești nebun la cap. Să-mi bat picioarele, nu? Parcă nu se mai regăsesc băieții ăștia doi. Minge către Eden Hazard. Și acum Pavard. Bine, Pavard. Nu ți-ai mai dat cu mingea în față să intre în poartă. Mă mir. În Didi. Fugiți. Unul dintre voi, da, fugiți, dracu. O, da, bine. Se oprise Telin.
Avea cea mai bună poziție, Stan avea oameni pe el. O recuperare bună, pressing cu 3 oameni din nou, însă pasă un adversar ca de obicei. Vinicius recuperează. Este acolo Talisca cu dreptul, este gol. Ce? Ce? Cum dracu ai intrat asta? Dar e gol, e 2-1 cu Chelsea. Echipa de pe primul loc după un gol stup. Bă, ce cu episodul de astăzi? Episodul de azi este atât de sinistru, însă în sensul bun pentru mine, ceea ce absolut șocant. Absolut șocant, bă, băieți. Ce bine a pus piciorul acolo, pasă super, șut din prima. Și a intrat mingea în poartă. Cum dracu a intrat mingea aia? A dat-o cu dreptul. Talisca e prea bun. Talisca e mult prea bun. Incredibil. Ce jucător, bă. Final de prima repriză. Conducem, întoarcem de la 1-0 după ce mai stupid autogol pe care l-am văzut în seria asta. Întoarcem la 2-1. Prin niște goluri, unul bun, unul ciudat. Ce să zic, Stan din nou, dezastru. Intră Haaland, 79 overall pentru marele nostru Haaland. O să intre Nistrom la pauză. Cum dracu, prea bun. Intră și Pjanic, 3 schimbări, să vedem cum rezistăm cu băieții ăștia. Bine, Nistrom, n-am la suedeză. Și acum este Haaland către Telin, copilul minune, pasă acolo către Talisca. Minge înapoi către Haaland, Haaland, super, bă, dacă era ăsta gol. Haaland, în continuare arată că este foarte bun, bă, și mă bucur că nu l-am vândut. Am avut oportunitatea să-l dau de multe ori, însă dădeau prea puțin bani pentru un jucător ca Haaland, în care potențial peste 80. 85 parcă are potențial. Bine, 84, nu 85. 84. Încă poate să ajungă până acolo lejer. Mingea la Telin. Telin centrează în blocaj. Și este aici Nistrom. Bă, ești nebun la cap. Dacă intra asta. Dacă jucam acum cu standardul și aveau portar de căcat, cum ar fi să fie gol? Haaland acolo. Peste poartă. Peste poartă. Ocazii mari, ocazii foarte mari la poarta lui Kepa. N-a fost meciul lui Pavard ăsta, însă câștigăm, bă! Câștigăm! Pavard a fost un dezastru în acest meci cu acel autogol și în rest n-a fost cine știe ce. Ar trebui să ai o notă foarte mică. Are 6.5 pe bună dreptate, cel mai slab din teren, din câte văd eu pe aici. Aproape de Ndidi, din nou, Nistrom, notă mai mare decât Ndidi. Ce înseamnă chestia asta? De Santis, a fost și el incredibil, a dat gol. Talisca din nou în meciul lui, însă. Telin 8.6, note destul de bune. Oricum, oameni buni, data viitoare, meciuri fantastice încă o dată, Dinamo Zagreb și Liverpool. După aceea două meciuri cu Stoke în cupă și în campionat și din nou Dinamo Zagreb. Oricum, cam atât, să aveți o zi absolut excepțională, bă, lăsați un mare like dacă vă place această serie și vreți să apară episoade cât mai des. Eu am fost Quick, ciao les!